Bunico, de ce se căsătoresc oamenii? Care e rolul femeii și rolul bărbatului, de exemplu? Dar păi, cum să spun eu ție? Din dragoste. Că iacă alții se coată o viață și nu se găsesc. Și apoi, când doi au norocul să se găsească și să potrivesc și să iubesc, iacă se iau la oaltă. Așa ar zice unii. Am o adevărică bărbații să însoară, știi de ce? Să aibă cine le călca, cine îi spăla, cine le face clea o oală de mâncare și cine să aibă grijă de prunci și de casă. Asta e rolul muierii. Bravo, Vasile, bravo! Mordar lacrimile, nu alta. Faină! Te stau așa și mă gândesc, mă, tu-i fi bun ca ăștia, mă, să scrii cărți, să dai sfaturi de viață, o cum fac ăștia cursuri online, baclo, și să cer să jermănești oamenii slab de înger, mă. Tălvai, doamne, auzi, hai că tare mi-s curioasă. Rolul tău de bărbat, care-i? Cum, care-i rolul bărbatului? Să fie stâlpul cășii și să ducă bani în casă. Tolvai, doamne, Vasile, că o prostie mai mare ca tine nu puteai spune. Măi, dacă tu ar fi într-adevăr să fii stâlpul în casă, mă, casa asta s-ar fi huluit de luna de miere, mă. Ia spune-mi tu, când ai dus ultima dată bani în casă? Lasă, nu te gândi că ne apucă Crăciunul, spui eu. Niciodată, Vasile, niciodată, că dă-ți banii tăi și inghi să duc la Lucreția, la Birt. Și, pe lângă asta, mai faci și datorii să mai dau eu din jebul meu. Ai văzut, Vasile? Asta e rolul tău. Măi, eu pe ăștia ca tine, măi, nu i-aș lăsa mă nici să voteze, mă. Știi care e rolul tău în casa asta, mă? De parazit, mă. Că lucru pe lângă casă nu faci, că ești mai mult bat ca treaz, bani nici atâta nu duci, și acum stau așa să mă gândesc. Oare nu m-aș putea lipsi eu de tine? Și toate minunile cele de leșiraș mai înainte, că trebuie să le fac o muiare. Măi! Eu le fac din plăcere, mă, nu din obligație. Miere să lumea și țara pe capul tău. Hai, bușor bunii, să te învețe bunii să faci pită cu ou, hai. Să n-ajungi în viață ca bunul tău. Mă, eu... Hai.